să-și pună cașcheta. Polițiștii încă n-am interacționat. Stai să mă duc să întreb ce să întreb. Corect, s-a dus să întrebi care e temeiul legal. Trebuie temei legal, nu? N-ai să legi temezul om așa că ți-o cășunat. Cel de pe timpul Ceaușescu și el era obișnuit să legitimeze pe oricine, oricând. Dar fata a învățat dreptul acum, mai nou, o aflați despre drepturi. Bravo! Lăsați puțin telefonul să stăm de vorbă, că nu vă face nimeni nimic. Bună ziua, de la bună ziua. Marine Lumea. Vă rog să prezentați și un document. Pentru ce? Pentru că sunt polițist și vreau să vă identific cine sunteți noi. La care-i temei? Îți mai legitimați? Nu temei, vreau să trebuie să aveți un temei legal. Nu puteți să mă legitimați așa, fără temei. Refuzați să-mi prezentați documentul? Va da, mă prezint, nu, dar trebuie să-mi spuneți care-i temei, îți mai legitimați. Să văd cu cine stau de vorbă, eu arătați-mi, m-am prezentat la dumneavoastră. Arătați-mi legitimația și spuneți-mi care-i temei, îți mai legitimați. Nu vreți să-mi arătați legitimația? M-am prezentat. Poate nu sunteți polițist. Bă, dumneavoastră nu aveți calitatea să vă. Poate ați luat niște haine de pe sârmă, de la vecinul dumneavoastră și vă dați. Documentele. Eu mă pot prezenta, dar trebuie să știu cu cine comunic și care-i temei. Că eu v-am mai văzut pe dumneavoastră că sunteți. Exact, și filmez polițiști din ăștia care fac ilegalități. Dumneata, ești unul dintre ăștia. Pentru că m-ați legitimat fără temei ilegal. Vedeți că faceți afirmația. Da, dumneavoastră îmi cereți un document fără temei ilegal. Doriți să prezentați documentele? Vă mai trebuie un guard după care încerc să vă încătușesc. Încercați să mă încătușați, asta e cel mai interesant. Da. Eu am și documente, eu vreau și să mă prezint, dar trebuie să știu cu cine comunic. Care-i temei, eu să mă legitimați? Pentru că sunteți cetățean și așa, sunt un cetățean și am drepturi. Sunt cetățean și am drepturi. Aveți și drepturi și obligații. Exact, care e obligația? Să mă legitimez când e un temei legal. Să vă legitimați. Nu oricui. Unui polițist care își prezintă legitimația și temeiul de legitimare. Da? Noi nu suntem obligați să ne bada. 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 Altfel eu vă suspectez că nu sunteți polițiști. Bun. Avem echipaj. O să mergem în echipaj. Mă speriați acum, mă speriați acum. Mergem la poliție să vă identificăm. Nu vă speriați. Eu vă spun cum mă numesc, dar dumneavoastră trebuie să-mi spuneți. Spuneți-mi cum vă numiți, vă rog. Oleg Brega mă numesc. Așa mă căutați. Nu vă spun data nației până îmi prezentați temeiul legal de legitimare, ca să-ți date personale. Eu nu poți să le prezint oricui. Da, păi, pentru și legitimația dumneavoastră. Pentru nu aveți. Cum să mă sancționați? Pentru ce? Pentru că ați refuzat să vă legitimați. Nu e adevărat. Eu mă prezint. Mi-am spus și numele deja. Dumneavoastră tot nu v-ați legitimați. Arătați legitimația. Am dreptul să vă văd legitimația, altfel vă suspectez că nu sunteți. Uitați. Asta nu e legitimație. Nu trebuie să fie fotografie dumneavoastră. Trebuie să fie legitimație. Aveți un buletin, vă rog frumos? Am buletin. Are, dar nu vreau să-l prezint. Prezentați-l. Nu vreau să-l prezint. Nu vreți să-l prezentați? Pe ce motiv? Pentru că nu m-ați prezentat care e temeiul. Nu m-am prezentat. Legitimația. Arătați-mi legitimația. Asta nu e legitimația. Trebuie să văd fotografia dumneavoastră. Trebuie să fie fotografia dumneavoastră. Trebuie să fie numele și fotografia. Nici numele nu știu. Cu legitimația, da, vă rog. Legitimația, doamne, cu insignia din piept sau cu legitimația de serviciu când sunt îmbrăcat în ciută civilă. Și eu trebuie să văd fotografia. Eu trebuie să văd fotografia. Și eu pot să-mi iau o uniformă de polițist, să joc rolul unui polițist. Nu puteți să luați insignă ca aceasta. Ba da, ba da. Și pot să iau de pe sârmă la. De poliție. Bun, dacă nu vreți, nu vă prezentați. Am înțeles. Aduc, te rog, tableta lui Alexandru să încercăm să legitimăm în alt mod. Vă putem legitima? De ce tableta? Aduceți cătușele imediat sau aveți pistol aici. A, cătușele mele. Secția 4 aceea speță la văzut în virea cu peste. În cătușare și bătut. Ca la Garcea. Nu vreau să vă cătușat și bătut. Nu vreau să vă cătușesc. Nu lăsa, așa, trebuie educat. Nu vreau să vă educ. Doamne, cum vă numiți? Oleg Brega. Poftim? Oleg Brega mă numesc. Oleg Brega. Da. Am înțeles. De ce nu vreți să prezentați buletinul? Pentru că dumneavoastră nu vă prezentați legitimația și temeiul legitimării. Am un piept să nu atât, doamnă. Filmați-mă că nu impresionați. Dar nu înțeleg ce aveți atitudinea aceasta. Ce a făcut? De ce aveți atitudinea aceasta? Pentru că dumneavoastră mă agresați. De ce?
cu atitudinea aceasta. Deci am agresat verbal, spuneți. Da, da, și ilegal. Și ilegal. În ce mod? În felul ăsta mă speriați cu cătușele, cu arestarea, cu reținerea. Noi asta trebuie să vă prezentați legitimația, numele și temeiul legitimării mele. Dacă n-aveți un temei legal, n-aveți voie să mă legitimați. Agent Cațan din cadrul brigăzii rutiere. Agent Cațan, arătați-mi legitimație. Asta nu e legitimație. Mă pricep eu ce e legitimație. Ce ne spuneți datele dumneavoastră? Îmi spuneți care e temeiul legitimării? Eu, ca polițist, am dreptul să legitimez orice persoană mi se încadă, da? Nu. Nu. Deci, doar după ce vă prezentați, da, îi arătați legitimația și îi spuneți temeiul legal de legitimare. Din cadrul brigăzii rutiere, da? Și care e temeiul legal de legitimare? Este pur și simplu legitimare. Nu, simplu pur și simplu legitimare nu există. Asta e un abuz. Nu este un abuz. Arătați-mi vă rog legitimația. Arătați-mi vă rog legitimația dumneavoastră. Asta nu e legitimație. Să insignă 02089 03838. V-a spus și colegul. Îmi prezint legitimația atunci când sunt în ținută civilă. Atunci când sunt îmbrăcat... Ne spune și NPO-ul dumneavoastră? Nu. De ce nu vreți? Pentru că dumneavoastră nu v-ați legitimat. Ok, numele și prenumele dânsului. Și care e temeiul legal de legitimare? Numele și prenumele dânsului, da? Oleg Brega. Alții în România nu sunt cu numele ăsta. Ok, numele și prenumele dumneavoastră și data nașterii, da? Ca să vă putem identifica. Vedeți și eu. Legitimația dumneavoastră, vă rog, și temeiul legitimării mele. Nu este... Ok, nume și prenume aveți? Oleg Brega mă numesc. Oleg Brega? Brega. Dar mai mult nu vă spun, pentru că sunt date personale și nu le comunic decât unui polițist care se legitimează și respectă drepturile mele, elementare, da? Să-mi prezinte legitimația, să-mi prezinte legitimația și temeiul legitimării mele. Nu cer mult, nu? De ce nu vreți să-mi prezentați asta? Sau insistați să-mi încălcați drepturile? Nu, nu încălc. Data nașterii nu puteți spune? Nu. Sunt date personale și eu acum transmit în direct și mă văd o grămadă de oameni. Vă rog, transmite și de pe ambele telefoane în direct. Vă rog frumos, dacă nu pe Facebook-ul, transmiteți în direct. Bine. Haideți. Vă rog să mergem la secția de poliție pentru a vă putea identifica. Bine. Care e temeiul să mă rețineți? Care e temeiul să mă rețineți? Vă rog frumos, nu vă rețin. Păi, nu vă de ce nu mă lăsați să mă duc? Eu am venit la teatru acum. Aveți un bilet la teatru? Da. Prezentați-mi. Ia la prietena mea acolo. E la prietena mea acolo. E pe telefonul. E pe telefonul ei acolo. Ești prin boscheți și filmați. Nu sunt boscheți, stau pe marginea drumului. Bine, mai departe. Bun, haideți la secția de poliție să identificăm, vă rog frumos. Ca să nu Care-i temeiul să mă luați la secția de poliție? Refuzați legitimar. Haideți. Eu nu refuz, eu mă prezint, am și buletinul la mine, dar îl prezint unui polițist care se legitimează și îmi prezintă temeiul legal. Haideți, vă rog frumos! Dacă nu mergeți de bunăvoie, mă văd în voi să vă încătușez. Asta e privare de libertate și o să răspundeți penal. Nu. E privare de libertate, vreau și pe mine să mă filmez, să vedeți, să vadă lumea în ce condiții mă lipsiți de libertate. Sunt condiții legale. Că refuzați să vă legitimați, de asta refuz să mă legitimez. Sigur. Sigur, da. Haideți în mașina de poliție în partea aceasta. Deci mă lipsiți de libertate, da? Nu. O secundă, lăsați mâinile aici. Vi se face un control corporal, să știți. Asta e percheziție și ilegală. Se numește control corporal. Ar trebui să aveți... Scoateți dumneavoastră. Ar trebui să aveți temei legal pentru asta. Rețineți obiectul. Nu știu. Dați-vă jos, dar nu jos, mă rog. Vă rog să-mi spuneți care e temeie să mă percheziționați. Vă rog să-mi spuneți care e temeie să mă percheziționați. Asta nu este o percheziție, este un control. Ba da, îmi umblați în buzunare ca niște hoți. Nu vă umblă nimeni în buzunare. Umblați în buzunare și în rucsac ca niște hoți. Tot ce aveți în buzunare să le puneți pe capăt. De ce? Pentru ce mă percheziționați? Asta e absolut ilegal. Corporal. E un control corporal ilegal. Nu este ilegal. Dumneavoastră e absolut ilegal. Actul de identitate, da? Un document. Nu are refuz. Am documentul e la mine în buzunar. Documentul e la mine, dar nu vi-l dau până nu vă prezentați. Haideți înăuntru, auzi? Poliția, nu-i nevoie aici. Hai mașină. Nu mai. De la brigada rutieră. Documentul domnului. Okay. Deci să văd ce o să faceți acum cu el. Poftim? Să văd ce o să faceți acum cu el. Veți fi sancționat. Bine. Să vedem care o să fie temei ilegal. Bine. Hai. Înscriu eu? Hai, să vedem care e mai deștept aici. Poftim? Să vedem care e mai deștept. De ce ne jigniți? Aveți asta asupra dumneavoastră.
Puneți-l, vă rog, jos, că n-am atâtea mâini. Un abuz polițienesc la București, duminica în amiaza mare. Nu cred că e amiază tot. E amiaza mare, e ora 12. Poate nu vă pricepeți la ceas, da? Vă ajut eu. E un abuz polițienesc și o să răspundeți. Dumneata, pentru că ai dat ordin și ăștia micii pentru că au executat. Da, ei sfătuit. O să vă vadă toată lumea de ce sunteți capabili. Să văd cum o să justificați acum. Să vedem cum o să justificați acum. Are buletinul în mână, zici că îi refuz de legitimare, da? Nu vi se pare aberant? Demn de garcia. Demn de garcia, dar n-a prezentat niciunul nicio legitimație. Ba da. Să citim legea împreună. Bine. Bine. Vă faceți de râs cu tot clanul. Te rog frumos să nu jignești. Te rog frumos, că dacă n-ai telefonul ăla, nu-ți dă dreptul să jignești pe nimeni, da? Bine. Vorbiți cu de râs. Asta e părerea mea, că vă faceți de râs cu toată, profesia. Foarte bine. Confirmați numele de garcia. În altă parte, nu aici. Bine. Opinia mea o spun unde vreau, pentru că e drept fundamentale, libertate de exprimare. Nu, m-ați reținut, m-ați încălcat un drept fundamental, dreptul la libertate. Ați refuzat să dreptul la libertate. Pentru asta. Bine. Dintotdeauna, asta vă bățit. Asta a fost pe timpul lui Ceaușescu, tovarășe. Așa era pe timpul lui Ceaușescu și credeam că ăștia tineri înțeleg altfel legile. Fata aceea refuzat să mă legitimeze, că știa că e ilegal. Dar băieții ăștia n-au umblat la cursuri. Fata a umblat la cursuri, dar băieții ăștia se fac de râs toți. Da, sigur, asta e. Și vă mai primi o sarcină pentru. Bine. Ba da. Orice cetățean are dreptul la opinie și exprimarea ei publică. E un drept fundamental. Articolul 30 din Constituție. Da. Văd că le cunoști. Văd că le cunosc. Da, foarte bine. Vă felicit. Mulțumesc. Miliția română e ca și cea moldovenească. Moldova la dumneavoastră cu miliția, aici e poliție, stimate domnule. Și Moldova e poliție, dar se comportă exact ca miliția lui Ceaușescu. Nu cred că ați cunoscut noastră pe Ceaușescu și miliția, ca să vă dați cu părere. Ba da. Ba nu cred, nu aveți nici vârstă, nu vă permit. Așa se întâmplă în Moldova asta, nu se întâmplă la fel. Exact așa se întâmplă aici, în Republica Neoritică Românica. Tot așa se întâmplă și în Rusia și în Belarus, halal. Și în Rusia și în Belarus la fel faceți, dar și filmați polițiștii. O întrebare așa. Faceți exact. Și în Ucraina, exact. Sunteți rușinea Europei. Nu jigniți, asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Nu puteți să-mi interzice să-mi exprim părerea. Cu mine, că nu faceți conversație cu mine. Dar rușinea Europei o spuneți noastră, în Moldova, în Ucraina, puteți vorbiți noastră, da? Poliția română e rușinea Europei de Est. Da. Nu v-ați reformat de pe timpul lui Ceaușescu. Foarte. Deloc. Da. Dar rog să-i dea un pe și la jignire. Așa e, înțeles? Jignire. Instituție Poliției Române. Că e rușinea României. Deci, dai două sancțiuni. La refuz și la jignire adusă poliției. Și dumneata o să fie instanță să mărturisești că ești victima. Ești victima jignirii, nu? Da. S-au înjignit instituția, poliția română. Ok, da. Să vină Carmen Dan, dar e în instanță. Ce mișto! Acum nu-i șefa poliției române? Exact. Gata, înjignit instituția poliția română. Vai, ce mișto! Sigur, bine că nu-mi ia capul cum era pe timpul lui Ceaușescu. Sau să mă bage la psihiatrie. Să vorbim noastră de Ceaușescu, nu l-ați cunoscut. Da, simpaticul de Ceaușescu. Ceaușescu, îl iubește și îl regretă orice polițist. Îl iubește și îl regretă orice polițist. Purtați uniforma statului, dar vă comportați ca un clan mafiot. Iar nu jigniți, vă repet, nu mai jigniți. Să-s opinii. Nu mai jigniți. Judecăți de valoare. Jigniți-vă dumneavoastră, prieteni, văd că sunteți capabil. Puteți să-i arestați, să le puneți niște amenzi. Nu stimate domnul nimeni. M-ați reținut și m-ați percheziționat, culmea. Ați refuzat să vă legitimați. Bine. Și nu e prima oară. Ați mai făcut lucrul ăsta și înainte.
văd că este un hobby pentru noastră. Da. Eu din asta trăiesc. Mă bucur pentru asta. Se cheamă activism civic. E un job foarte bun dacă trăiești din asta. Da. Cine poate și oase roade, cine nu, lucrează în poliție. Da, nu știți. Nu e treaba mea ce faceți maestru cu viața noastră, da? Da, da, de asta te-ai mobilizat, că filmează, ca pe timpul lui Ceaușescu. Ua, filmează, ne-ai deranjat! Stai acolo, stai lângă gard. Nu mobiliza nimeni. Nu m-ai oprit când am trecut pe alături, m-ai oprit când am filmat. Sigur că da. Și nu ți-am spus numele, Oleg Brega? Am și video. Dar dumneata ai prezentat ceva? Da, da, m-am prezentat. Ce ai prezentat? Și eu m-am prezentat, am zis Oleg Brega. Voastră nu aveți calitatea să mă legitimați. Nu, cum să nu? Eu sunt cetățean, omule, îți plătesc salariu. Sunt convins. Exact. Deci eu am mai multe drepturi decât dumneata. Dumneata ai o grămadă de obligații. Ai și obligații. Hai să comparăm obligațiile unui polițist și ale unui cetățean de rând. În loc să intri pe statutul polițistului și vezi acolo care sunt drepturile și obligațiile. Sigur că da. Întâi te documentezi și după care purtăm o discuție și purtăm asta. Dumneata ar trebui să aperi drepturile omului, nu să le încalci în halul ăsta. Și încă cu toată echipa. În afară de fete, v-ați făcut toți de râs. Toți ați trecut prin fața camerei și au demonstrat incompetența. Exact, în cazul ăsta sunteți incompetenți și o să demonstreze instanța. Mă bucur că sunt incompetent, că v-ați sancționat pe dumneavoastră. Eu nu mă bucur, eu mă așteptam să fie oameni mai competenți. Ce, să nu vă sancționăm, să vă aplaudăm pentru ceea ce faceți, nu? Nu, pur și simplu trebuia să ignorați omul cu camera. Ce să vă ignorăm? Păi ce? Pentru că e un om cu camera, pentru că există un drept fundamental. Asta m-ați filmat pe mine, că dacă filmați copaci, nu aveam nimic. Da, dacă erai acasă, poate înțelegeam motivația, acasă, dar dacă ești în stradă, dacă ești în stradă, nu ai ce să... Mai ales că porți uniformă. Mai ales că porți uniforma statului, cu semnele statului, rușine. Ce reacție. Ce reacție demnă de regimul ceaușist. Halal și rușine. Bravo fetelor că nu s-au lăsat antrenate în mascarada asta. I-a dictat șeful, oprește, oprește. Intră. Oamenii sistem de poliție, vă dați seama ce stres e pe capul unui șofer când vede poliția. Când poliția ar trebui să inspire încredere, bucurie. Cu excepția astor două fete, ceilalți angajați mai e, cel puțin vreo 5 care au trecut prin fața camerei. S-au făcut de râs și ei, și uniforma, și Ministerul de Interne, și Poliția Română. Deci ori ei, ori jandarmii, sunt toți într-o minte. Și încă sunt armați cu pistoale. Dacă se enervează oleacă, riști să te trezești cu un glonte în cap sau în spate. Pericol public, Poliția Română și Jandarmeria. Dar cum dracu să reformez? Să-i schimb numele, să-i schimb eticheta, cum a făcut la Chișinău? Să vopsești fațada Ministerului? Nu se schimbă mare lucru. Trebuie licbez, trebuie instruiți. Și asta ce fac eu? Încercare de instruire a polițiștilor și a jandarmilor, că ei cam toți sunt sutele de mii sau milionul de spectatori ai videourilor mele. Și o să înțeleagă că altă dată nu trebuie procedat astfel. Am documentat dumneavoastră, documentele astea nu aveți voie să le filmați. Mă puteți filma pe mine, documentele nu aveți. Bine, 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 bine. Vă rog frumos să nu mai filmați. Bine, să filmez doamna asta care s-a manifestat integră și responsabilă. Bravo și felicitări! Felicitări, Alexandra! Bravo! Bine că n-ai reacționat la
indicații de oameni.